Așa cum v-am promis, vreau să vă transmit noi mesaje legate de activitatea medicală din județul Argeș, pentru că în această perioadă intrăm într-o nouă etapă de activitate și profesională și administrativă. Întrucât numărul celor care sunt în izolare la domiciliu, a celor care sunt în custodie în zonele de carantină cresc, vă propun și am propus Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, care astăzi s-a întrunit și a votat o hotărâre prin care separăm apele la nivel de servicii medicale în regim de urgență județene. Despre ce este vorba? Ca principiu, noi trebuie să separăm serviciile medicale care sunt pe COVID sau suspecte de contaminare COVID cu celelalte servicii pentru oamenii sănătoși. Și la nivel de județ Argeș am hotărât să avem două unități sanitare mari care pot să facă aceste gesturi de servicii medicale. Este vorba de Spitalul Județean de Urgență Pitești, care va asigura, așa cum știți foarte bine că a asigurat servicii medicale în regim permanent și înainte de a fi COVID, deci Spitalul Județean de Urgență Pitești va asigura în regim de urgență toate cazurile din județul Argeș care nu sunt purtători sau suspecți de COVID-19. Iar un alt spital în care vor fi internați atât suspecții cât și cei pozitivi, dar și cei care au și alte afecțiuni, dar sunt purtători de virus COVID, alt spital, spun, este Spitalul Sfântul Spiridon Mioveni. În primul rând pentru corpul medical am făcut acest gest care mi se pare absolut obligatoriu de a separa apele pentru a-i proteja și a-i preveni și, bineînțeles, pentru noi cetățenii de rând, care oricare dintre noi putem să ne riscăm și să facem această nefericită boală. Problema care se pune este cea legată de Spitalul Mioveni, pentru că, așa cum știm cu toții, este un spital nou, are aparatura necesară, procurată din fonduri publice, dar care nu are personal medical care să poată să asigure și permanența acestor cetățeni care sunt purtători sau care sunt pozitivi și care în perioada respectivă pot să facă anumite simptomatologii, alte suferințe medicale. Și am luat decizia că legea ne permite și mulțumesc anticipat și pentru înțelegerea corpului medical care va fi implicat în servicii medicale la Spitalul Mioveni. Spun, am luat decizia ca pe o perioadă de 2 luni cu o posibilitate de prelungire a acestui interval de timp, colegii care lucrează în spitalele Câmpul Lung, Curtea de Argeș și Costești, de ce numai acestea? Simplu, pentru că sunt spitalele care au centre de primiri urgențe, ca și unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean, ca și secția de boli infecțioase de la Spitalul Județean, să meargă să asigură servicii medicale permanente la Spitalul Mioveni. Deci, avem pe de o parte Spitalul Județean de Urgență Pitești, care va asigura asistență medicală de urgență tuturor persoanelor care nu sunt purtătoare sau nu sunt suspecte de COVID-19. Și avem Spitalul Orășenesc Mioveni numai pentru cei care sunt purtători sau sunt pozitivi cu anumite afecțiuni. În spitalele rămase fără majoritatea medicilor și a personalului medical. Este vorba de Spitalul Câmpul Lung, Curtea de Argeș și
Costești. În aceste spitale, spun, vom asigura o spitalizare minimală, de servicii minimale, în profil de urgență. Deci și acolo va fi un corp medical care va asigura și îl veți găsi în permanență acolo, numai pe servicii absolut de urgență și mici servicii medicale. Vreau să vă spun, de asemenea, că suntem în proceduri și cu pași mari am traversat această perioadă și ne grăbim foarte tare să finalizăm și aparatul sau aparatele, că vor fi două, privind analiza probelor biologice pentru a diagnostica purtător sau nepurtător, pozitiv sau negativ. Lucrăm pe trei componente legat de confirmarea de analiza probelor. O componentă înseamnă locația, și am identificat-o și colegii de la regia de patrimoniu a Consiliului Județean este implicată și noapte și în orele, în afara orelor normale de program, în finalizarea spațiului, că trebuie circuite, asumate epidemiologice, semnate și recomandate și de DSP, dar și de Institutul Național Matei Balș. Pe de altă parte, suntem în proceduri avansate privind modul de achiziție în regim normal și nu de urgență, cum ne-am fi dorit, datorită procedurilor care nu dau posibilitatea ca și noi, Consiliul Județean, ca și primăriile în regim de urgență să meargă pe achizițiile simplificate, dar spun pe proceduri suntem, în așa fel încât ne așteptăm în contextul în care nu vor fi contestații între doritori ca furnizori de asemenea aparate medicale, sperăm ca să vină cât mai curând. Așteptarea noastră, cel puțin a mea, vizează undeva în jur de 10 zile, maximum 2 săptămâni. Legat de aparatura medicală de aparat, vreau să mulțumesc cu totul special celor care s-au oferit să doneze către spitale și în special către Spitalul Județean sume de bani care să ajute pe de-o parte la procurarea materialelor sanitare, dar și sume care vizează acest gen de aparatură pentru diagnostic. Le-am recomandat, de asemenea, că ar fi bine să nu ne dea suma ca atare de bani, ci că ar fi bine, fiind privatizați, având o altă procedură de achiziții, spun, ar fi bine să ne dea produsele de care noi avem atâta nevoie. Și încă o dată le mulțumesc. Un tronson din activitatea medicală îl constituie copiii. Și singurul spital județean, în fapt, poate și regional, este Spitalul de Pediatrie Pitești. Aici nu ne permite să facem separarea acestor ape, cum v-am spus mai devreme, COVID sau non-COVID. Și atunci am hotărât ca Spitalul de Pediatrie din Pitești, în regim de urgență, să asigure și spațiile necesare și pentru cei purtători sau suspecți, dar și pentru cei sănătoși. Deci, în fiecare secție, acolo, se vor găsi și sunt deja reperate locații de izolare a celor micuți care vin cu indicii serioase și certe privind starea lor epidemiologică. Legat de multele zecile de telefoane pe care în ultimele ore le-am primit și pe mail-ul propriu, dar și pe mail-ul instituției, referitoare la modul de transport sau mai exact îngrijorarea persoanelor care sunt obligate să meargă la serviciu dintr-o localitate în alta și care au nevoie de transport în comun. Din nefericire, vă transmit o situație îngrijorătoare care nu ține nici de Consiliul Județean, nici de nicio altă autoritate la nivel de Consiliul Județean. Licențele și implicit modul de funcționare și de supraveghere a lor, dacă respectă acest mod de funcționare, din nefericire spun,
nu aparține de noi, de județ, ci aparține de ARR, care este o instituție națională de supraveghere și instituția care dă licența de funcționare în această activitate de transport public. Spun cu părere de rău, de ce? Pentru că la nivel de județ sunt câteva firme de transport care au semnat contracte, sunt în perfectă legalitate, da? Și în fapt și-au suspendat traseele. În opinia mea este dramatic, este îngrijorător, pentru că eu cel puțin înțeleg rațiunea că în această perioadă de timp nu mulți cetățeni mai pot să meargă decât în anumite condiții speciale, dar domnilor transportatori, fraților, dați-mi posibilitatea ca personalul medical, cel puțin, și nu numai, ci absolut personalul de care eu am atâta nevoie în aceste momente delicate, să meargă la serviciu de la domiciliu și să se întoarcă acasă. Acest gen de blocaj îl regăsim astăzi, când vă spun aceste lucruri, pe zona Câmpul Lung Mușcel, Aninoasa, Băjești. Este drumul județean care merge și traversează mai multe localități, care este sistat începând cu 20 martie. Un alt raion, aș putea spune, este cel care merge pe zona de sud a județului, care înseamnă pe de o parte Lunca Corbului și pe de altă parte Ștefan cel Mare, Bradu și toată zona aceasta, care din 25 martie nu s-a mai executat nici inclusiv în ziua de astăzi. De asemenea, avem semnale că pe zona Țițești, Mioveni, la fel cu plecare de la Curtea de Argeș, cu plecare de la Pitești, nu mai se face acest transport de interes public. De asemenea, de la Curtea de Argeș, la Sălătrucu, la Cepar, la Urluiești, la fel se întâmplă. La fel se întâmplă și în zona de Mușel, din zona Câmpul Lungului, pe toată zona Stoienești, Valea Mare, Albești, Mioarele și așa mai departe. Am în față două acte normative semnate de domnul ministru al Afacerilor Interne, Marcel Velea, și de domnul ministru al Infrastructurii și Transporturilor și Comunicațiilor, de domnul Nicolae Bode, care spun clar cu subiect și predicat că transportatorii au obligația de a transporta și de a deplasa personalul de la și la locul de muncă, de locuință. Că prevederile ordonanței din 2020 nu vizează transportul public de persoane, care se referă foarte clar la anumite restricții privind atât ordonanțele militare cât și decretul prezidențial. Deci, domnilor patroni, care asigurați și care ați semnat și aveți în contract în derulare aceste transporturi, treziți-vă, ajutați-ne! Este o situație delicată și fiecare dintre noi trebuie să înțeleagă, în primul rând, că în aceste momente trebuie să ne dăm mâna și să asigurăm ceea ce vital este pentru noi ca cetățeni. Nu vreau să termin și vreau să vă reamintesc că este mare nevoie ca să ne înțelegem, să respectăm cu strictețe toate recomandările care se spun prin mass media și mulțumesc și mass media pentru că face acest gest foarte mult și foarte bine, de a sta în casă izolați, de a depăși stările emoționale, ca tineretul, spre exemplu, să nu fie tentat să spună eu am anticorpi, sunt sănătos și pot să mă deplasez. Ești sănătos tu, tinere, dar tu ești purtător și te poți duce la bunica, la tata sau la mama să-i contaminezi, căci ei au peste 65 de ani și dânsii fac mai repede și mai ușor, poate dramatic, boala pe care tu s-ar putea să nu o faci. Deci rugămintea, respectăm izolarea. Numai în condiții extraordinare putem intra în curte, numai până la poartă, să lăsăm pachete de maximă urgență sau maximă necesitate pentru părinți, bunici,
precum și celor din urban le recomand să stea în casă. Este cea mai importantă modalitate de a ne putea proteja și de asemenea de a ne spăla cu săpun, cu apă, mai mult decât niciodată. Vă mulțumesc!